Let's use that. Mergem. Florin, oasea, meci de locul 5. Da, un meci foarte important pentru noi. Trebuie să rămânem pe poziția 5, să ne facem de râs încât să cădem pe locul 6. Dar eu zic că o să fie un meci greu. Au multe probleme de rot cei de la astea. Au anunțat că 12 jucători sunt disponibili. Crezi că va influența asta? Da, cu siguranță se vor simți absențele lor, mai ales că sunt unele foarte importante. Dar cu siguranță vor alinia un prim 11 competitiv și vor încerca să câștige. Sunt astea ultimele tare meci ca viitorul? Ceva? Nu știu nimic. S-a tot vorbit de o eventuală trecere a ta la Steaua. Ai Andreea? Da, s-a vorbit de mult timp. Dar nu, eu sunt la viitorul. Trebuie să joc cât mai bine, să crezi de la meci la meci. Despre Națională, Euro? Nu știu, rămâne de văzut. Depinde de meciurile acestea două. Trebuie să joc cât mai bine și să marchez. Cum vezi meciul cu Oasea de poimine seara? Este un meci foarte important pentru noi. Locul 5 este în joc. Sperăm să îl menținem după acest meci și ne vom lupta pentru cele 3 puncte. Va conta faptul că este detimburat de la Pasea, lângă ei este dat dispărut multul, este ca și plecat de la echipă? Ei au un lot foarte larg, adică vor alinia până la urmă un primul 11 competitiv și va fi un meci foarte greu. Există probleme în atacul viitorului? Cum se nu prea s-au marcat acolo în acest play-off? N-aveți nicio victorie? Nu există probleme. Da. Acum poate trecem toți printr-o perioadă mai proastă. Nu reușim să înscriem, dar sperăm să ne dăm drumul cu Asia.